Bine te-am regăsit la o nouă lecție de genetică. Astăzi vom vorbi despre transmiterea ereditară a unor boli genetice, a bolilor determinate de gene recesive situate pe autozon. Pe parcursul lecției vei putea descoperi modul în care se transmit aceste boli în urma rezolvării situației problemă pe care ți-o propun. Albinismul este un exemplu de boală determinată de o genă recesivă situată pe autozon. Aceasta este o boală caracterizată prin lipsa pigmentului melanină din piele, păr și iris. Rezolvă situația problemă, argumentează fiecare răspuns al cerințelor și formulează concluziile. În concluzie, gena pentru albinism se moștenește la ambele sexe, iar boala se manifestă numai în stare homozigotă.